Cigan a fost ieri scena unui flash mob care și-a propus să atragă atenția asupra protejării mediului. Aproape 200 de oameni au participat la spectacol. Toți au fost convocați prin internet sau prin SMS. Acțiunea s-a desfășurat pe o stradă centrală din Ciudad de Mexico. Mai întâi, participanții au părut să adoarmă cu toții pe neașteptate în plină stradă. În acest timp, două violoniste angajate de organizatori cântau muzică liniștitoare. Asta le-a atras atenția trecătorilor care s-au oprit să vadă ce se petrece. După două minute, participanții s-au trezit și au început să-l bombardeze cu sticle de plastic pe unul dintre organizatori, care a aruncat un pet pe trotuar. Fie că l-au nimerit sau nu pe făptași, peturile au ajuns până la urmă tot pe jos. Participanții au încercat să le arate trecătorilor că gestul unui om care murdărește strada este imitat întotdeauna de mulți alții. Și pues así se le llama esta acción de llegar a un lugar, ejecutar alguna acción y desaparecer, ¿no? Totuși, înainte de dispărea, participanții au adunat toate peturile într-un tomberon. Urmează știrile din sport, Cristina.